Salut, camarazi, bună dimineața! Am dormit destul de bine azi noapte și dintr-o bucată, e mai complicat. Așa sunt bine, sănătos, e aproape 9. M-am sculat mai de dimineață, că azi am drumul mai multe de făcut. Mi-a promis un camarad în străinătate că îmi trimite și mie o mică donație dacă o fi trebuit să mă duc să o scot de la Western Union. După aia, la 2, mă întâlnesc cu îngerul meu păzitor, cu Cristian, să dăm o parte din lucruri care am primit de la ce am făcut și Oros și a adus și Ruxandra, ce am mai adunat și noi după unde am putut, să le dăm la niște oameni, la mărâți, la niște copii, le facem o mică bucurie. Nu e mult, dar dăm și noi, dăm puținul nostru, dăm și noi, ca dar din dar se face rai. Așa, m-am sculat de dimineață ca să și gătesc, că după aia o să fiu mai stresat, așa că trebuie să mă duc și după bani, poate fac chiar două drumuri. Trebuie să dau și lucrurile alea. Și trebuie să mă duc și până la piață să vorbesc cu o femeie care a zis că mâine mi-aduce porcul, adică căpățâna porcului, și trebuie să vorbesc cu ea că știți cum e, când lucrez cu oameni e mai complicat. I-am zis să-mi aducă doar 20 de chile, dacă o fi că porcul mai mare de 200 de chile, să mai taie ceva din căpățână, să-mi aducă doar 20 de chile fix. Și i-am zis să-mi aducă două picioare tăiate în două ca să fac piftie, că mi-a dat camaradul Grigor rețeta. Deci o să o nimeresc aproape sigur. Trebuie să mă duc și până la Ruxandra noastră să vorbesc cu ea câteva minute la muncă, că nu știu, n-are nici încărcător, i-a murit și bateria, mă rog, asta e. Așa e. La omul sărac nici boi nu trag, știi? Așa e. Deci văd că afară e norad, dar nu mai plouă și asta e bine, deși ploaia e bună pentru recolta, dar și norad așa e totuși. Ploaie, ploaie, că e cam răcoare, dar o să mă îmbrac bine. Ce să mai e? Deci v-am zis, am pus o fasolică, am pus aseară niște fasolică la muiat, așa, o mâniță și jumate, e o fasole mai mare, nu știu ce soi e ăsta, dar să fierbe repede, am pus-o la fiert. Am curățat niște legume să bag în ea, așa, ca să fie și mai consistentă și mai sănătoasă. Acum fierbe pe foc, am curățat legumele, le-am lăsat în apă ca să nu se negrească până să fierbe fasolica. Am băgat și eu, am luat vreo 2,8 kg de dovleac, un dovleac așa mare, adică o jumătate de dovleac. Și am băgat vreo 5 felii la cuptor, merge și cuptorul, merge și ochii sus. Cam într-o oră se face și dovleacul, deci scap de griji cu mâncarea, că și mâncarea e o grijă întotdeauna. Mai am o farfuriuță de tocăniță de alaltă, de legume. Dacă mâine vine căpățâna aia de porc, cred că bag și un pic la cuptor acolo și mănânc și eu după pofta inimii. Și îl garnisesc cu cartofi, știi? O bucăți de cartofi așa pe lângă el. De fapt, aș mânca și o musaca să vedem dacă normal trebuie să fie multă carne în căpățâna de porc. Poate o iau și o rog pe doamnă care e la o măcelărie aici și sunt clientul ei să-mi o bage la tocat acolo la mașina lor și poate fac o musaca, că n-am mai mâncat musaca, dar nu mai țin minte. E una din mâncările mele preferate. Așa cum v-am zis, aseară camaradul Matei de la Matei Official a făcut și el un anunț de ăsta umanitar, să vedem, poate să mai găsesc oameni cu suflet creștin care să mai doneze niște lucruri, niște alimente, niște bănuți. Și Alexandru Acave, vechiul nostru camarad, a pus și el anunțul umanitar pe live-ul lui aseară. Am văzut, i-am salutat pe toți, le-am mulțumit. Să vedem, poate reușim să aducem și noi zâmbetul pe buze la niște oameni năpăstuiți de soartă, care n-au furat ca alții cu vagoanele, cu avioanele și au mâncat mămăliga lor acolo, modestă, știți?
În rest, sunt bine, sunt sănătos, sper că și voi sunteți bine și cei dragi și toată familia. Așteptăm Paștele așa cu mici bucurii. Mie aseară deja am avut o mică bucurie, un camarad al meu, Laurențiu, care mă știa de la de fapt la Politehnică, dar l-am cunoscut când vindea miere la universitate. A venit aseară, că e pe aici, pe lângă mine, stă în cartier. Mi-a adus o scurtă foarte mișto, aproape nouă. Mi-a adus o sticlă de vin, o jumătate de kil de cafea, niște cake-uri de-astea de orez, o pungă de cafea de Jacobs, de jumătate de kil. Mi-a adus o sticlă de vin, cred că e moldovenesc, o conservă de șprot afumat, o bucățică de halva mi-a adus un stativ pentru cameră și mi-a adus niște beculețe de alea colorate și cu bateria pe lângă ea. Trei baterii într-un plastic care alimentează niște beculețe de alea colorate. O să-mi pun și o plageam ca toată lumea să arate așa festiv, știi? Că și pentru mine e Crăciun. În rest, ce să zic, mergem înainte, cu Dumnezeu înainte, cu speranță. Trebuie să stăm cu urechile ciulite, știți, ca iepuroi, și să fim atenți că s-ar putea să ne se pregătească lucruri nasole, dar acum depinde și de noi dacă dormim sau ne trezim. Așa, deci azi e sâmbătă, vă doresc o sâmbătă minunată, să vă bucurați în sânul familiei, de cei dragi, de copii, să vă iubiți, să vă pupați. Să mâncați acolo o fleche, să beți un pahar de vin, că suntem trecători pe planeta asta, totul e deșertăciune. Nu luăm nimica cu noi, dar ne chinuim ca fraierii să adunăm averi și nu luăm nimica cu noi. Bine, nu e cazul meu, dar zic așa, unii, bine, din poziția mea râd de ei, știi, și cred că și voi râdeți de ei, că să chinuiesc toată viața ca să adune bani care după aia îi las aici. Deci, aiurea, hai că vă pup, să aveți o zi minunată, rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!